dacă îi cânta astrologului primar, că alte buticuri știți că sunt în permanență sub lupa domnului primar, prin a emis tot felul de imputații de plată, de 40, 60 de milioane, 80, s-a alergat sute de milioane, s-a alergat ani de zile prin procese, pentru a anula... Am avut o întrebare mai ales, când ați răspuns la aia. Da, 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 da. O parte, mă. Da. Am așteptat să continui până mâine. Cu am răspuns de la întrebare. Da, 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 da. Dar eu mai vă întreb un lucru. Nu, mai vă întreb un lucru acum. În situația în care dumneavoastră ați fi avut acum 5 consilieri de partea PNR-ului și 6 de partea cea votată, mai fi demarat la 40. Domnule, hai să te zic. Nu, nu, nu. Adică, bun, dar asta e rezultatul cu alegerilor. Care-i problema? Care-i problema? Nu, nu trebuie. O mai trebuie. La mine. Pus cu asta. Pun în balanță, pun în balanță și altele ca votări. Dar tu crezi că dacă eram acum când s-a vândut bălțile lui Radin, mai menoara din la Iurea, vă facă să până la azi, băi, bă. Asta nu vă cerat. Vă ducă de milioanele mai mult și intra banii comune. Asta vă cerat. Da, le dau pe bărți, știi, stați cu 100. Că te-ai intrat cu dumneavoastră. Spune-o sigur. Da. Și am atitudinea asta oriunde vrei, orice poți, oriunde. Demonstrezi, demonstrezi. Deci, domnul Ronald, de fapt, și pășunile care sunt acolo, care oamenii sunt lipsiți, ce-a făcut acolo, e pe rău. Să fie clar, ce te-a întâmplat acolo? Băi, băi, cretinule, bă, băi, de unde se vine și pe lambă? Așa mă, așa tu nu interveni, mă, tu ești mai văzut, ce intervii cu jignit? Eu am jignit pe nimeni, nu, bă, de unde zic că e penal acolo? Părerea mea? Am eu o părere, slavă. Cine ești așa că trebuie să-i spun? Nu, ăsta-i părerea mea, domnule. E părerea mea. Domnule, bă, de aceasta părerea mea. Eu aș începe cu cine se simte fără păcat între noi, să arunce primul cu viața. Și vreau să intervin nu ca într-o predică, ci ca într-o discuție amiabilă, ca între oameni sau semenii noștri, că întotdeauna Dumnezeu l-a lăsat pe om liber, i-a lăsat conștiință, rațiune și sentiment. Asta e chipul lui Dumnezeu, care se regăsește în om. Și atunci noi trebuie să-l asemănăm pe om ca și aproapele nostru, care într-o poruncă spune, iubește-ți ca aproapele tău, ca pe tine însuți. Eu am văzut de-a timp de când sunt aici